un păstor care trăia fericit alături de familia sa. Dar într-o zi, acestea se corabia sa că se scundase în mare, bărbatul a trebuit să plece departe să muncească. Și a întrebat copiii ce cadouri le-a plăcea să le aducă atunci când se va întoarce. Copiii cei mari voiau cele mai scumpe cadouri, însă fata vecina familiei nu i-a cerut decât un singur trandafir. După un timp, pe drumul său de întoarcere acasă, în busărul la noapte, odată, într-o grădină minunată, zărind o tâncă cu trandafir, bărbatul său fie să culeagă unul pentru tipul, pentru zina. N-are să fie capăt de lume dacă iau și eu unul, și-a spus el. Dar deodată o bestie înfricoșătoare a apărut lângă el. Negustorul s-a cutremurat de spate. Cum îmi să pur trandafirii în grădina mea? A strigat bestia. Vei plăti cu propria viață pentru asta. Cruță-mă, te rog, l-a implorat negustorul. Apoi i-a explicat bestia că trandafirul era cadoul pentru fica lui cea mică, fiindcă acesteia îi plăceau mult florile. Foarte bine, a spus bestia. Te iert și te las să vrei de drumul tău doar dacă una dintre fiicele tale va veni în locul tău în castelul meu. Mulțumesc! Ați realizat din ce au citit? Știți lectura respectivă? Da! Da, din ce au citit? Din frumoasa și bestia! O să vă arăt și vouă! Da, am recunosc cu pictogramele. Haideți să felicităm, au citit. Chiar m-a făcut. Bun, vă mulțumesc. Continuăm cu grupa cealaltă. Numai puțin, voi aveți o carte pe care poate unii nu o știți. Diavolele și speriatoarea, da? O știu. Bun, să stea mai bine în picioare? E bine așa pe grupa? Ok. Bun, acum, fiecare grupă va trebui să urmărească celelalte grupe. Alex, ascultă-mă, bun, lăsați cărțile, îi urmărim. Păpărele era un mare poznaș. Îi plăcea să le joace fațe vulpilor și prietenilor lui, care încercau zadarnic să-l prindă. Iepurele era însă atât de isteț încât reușea mereu să le scape. Într-o zi, vulpea s-a gândit să-i facă ea o farsă iepurelei. Astfel, micrana vulpea a încropit o sperietoare pe care a uns-o cu smolă lipicioasă. I-a pus o pălărie pe cap și i-a legat un fular la gât, apoi a înfipt sperătoarea în bucă unei prăjini pe marginea drumului. Apoi s-a stins întâlnit, așteptând ca iepurele să treacă pe acolo. Nu după mult timp a apărut și iepurele. Când a văzut sperătoarea, s-a oferit mirat. Bună dimineața! E o zi frumoasă! Nu-i așa? A zis iepurele. Sperătoarea nu i-a răspuns nimic. Hei, nu mă auzi, strigă iepurele. Mulțumim! Bun? Poftiți?
citiți? Voi citiți? Ce titlu? Hai să le prezentăm. Delfinul Salvator. Ia să ascultăm. Bine? Urmărim și această glupă. La plajă. Ea stă singură pe mal. Pe mal. Jucările ei sunt niște scoi și niște stele de mare. Prietenii ei se bălăgesc în apă, dar Lia nu are curaj să intre în apă. Îi este frică de bani. Paul vine la ea de o arsă, trage după el o bandă. Barcă flabilă, barcă flabilă, arată ca un delfin. Mulțumesc! Ai tu grijă de delfin, te rog. Întreabă Paul și îi dă ei ața în mână. Ia, dă din cap. Ia, se uită. Pistă după Paul, care își intră în apă. Mulțumesc! Ea studiază banca. Soarele strălucește cu putere. Lia clipește. Elfii îi face cu ochii. Cu un delfin nu mi se poate întâmpla nimic în apă, îi spune Lia. Se ridică în picioare și se duce la mama ei, care stă întinsă pe un șezlong și citește o carte. Mulțumim și grupa a treia, ia aplauze. Și acum și rândul grupa a patra, care ce ne citește? Ia, spune-mă. Da, ce citim? Bobocelul care nu știa să urlate. Hai să aflăm și despre el. În fiecare dimineață, mama rață își ducea rațele să noapte în baltă. Una câte una, ele se aruncau în baltă. Dădea din codiță, apoi se vălăceau fericite în altă. Dar când rața se arunca în apă, se scufunda până la fundul apei. Biata rață nu reușea deloc să o învețe să înoate. Toate celelalte rățuște îl iau de ea. Mulțumim! Dar toate rațele pot înota, s-a răstit rața. Nu toate. Am mormăit rața. Aceasta ține în cioc codița lui Dali, pe care încerca să o țină deasupra apei. Da, Deli se scufundă aproape complet. Mama sa obosise tot încercă să învețe pe rățuță să nate. Mulțumim! Mă bucur că ați încercat să citiți și să vă îndrăgeți pe sine fiecare. Ați fost atenți, aproape foarte atenți. V-au plăcut cărțile cu pictograme? Da. V-ați gândit că ați putea și voi să realizați cărți cu pictograme? Da. Da? Da, chiar am putea să facem. V-ar interesa? Da. Sau cu ce ați ne putea face? Cu benzi? Desenate. Benzile desenate sunt puțin mai complicate pentru dumneavoastră, dar astăzi am citit împreună.
și asta vă lucrează. V-ați auzit, v-ați respectat și sunt convinsă că această experiență nu veți uita niciodată. Sunt convinsă. Da? Da. Pot să trec și la activitatea care...